Și eu vă salut pe voi. Bună, Natalia. Bună. Bună. Te salut, bună, Calin. Te salutăm, Calin. Calin. Ne bucurăm tare mult că putem să stăm de vorbă cu tine și, din păcate, uite, vorbim despre un scandal dintre un tată și fiul său, pe care noi îl credeam de mult terminat. Iată că nu. Mocnește. Mocnește și e departe de a se fi încheiat. Și mai rupe din când în când. Și da, e un fel de Vezuviu aici în discuție. Exact. Și eu îl speram ca fiind încheiat. În primul rând, salut și dragii telespectatori că n-am apucat. Și eu speram, și prietenii mei, cu toții speram acest scandal deschis de ei ca fiind încheiat, însă din păcate, vorba ta răbufnește din când în când. Anul trecut petreceam pe la o piscină, ne-am vizitat reciproc și cum vine vorba despre niște datorii mai vechi pe care îi le-au la mine, gata, încep cu... Deci banii sunt buba, ca să spun așa. Să știi că și banii, dar nu numai, banii, fiindcă aceste datorii sunt, la mine sunt foarte vechi. Pe care ei le-au cumulat și le-au cumulat pe multe paliere. Călin, despre ce sumă este vorba, așa, făcând un total la rece? E vorba de o sumă cu... Multe zerouri? Cu 5 zerouri e vorba. Cu 5 zerouri în euro? În euro, da. În euro, oho, dar, o sumă frumușică. Dar problema, pe lângă această sumă, că nu am cerut-o brusc, imediat, e o chestiune pe care o cer de ani foarte mulți, de după ce am terminat proiectul de la Dansez pentru tine, ba chiar și înainte, cât timp din 1992 până în 2014 eu i-am lucrat tatălui meu și trupei lui o grămadă de lucruri în studioul meu, neplătindu-mă niciodată. Există pe YouTube cum el recunoaște exact aceste lucruri. A considerat că e o chestie în familie, nu? Nu e o chestie în familie atâta vreme cât eu nu eram vreun copil care, na, veneam și eu pe acolo să cânt că mă lasă tata. Eu la vremea respectivă deja câștigasem un disc de aur cu Școala Vedetelor, câștigasem multiple premii naționale la festivaluri de muzică. Era deja un profesionist, practic. Exact, eram un profesionist și se luau bani pentru mine. Toată lumea era plătită și... Deci doar, tu... doar eu nu eram plătit, care, culmea, lucram pentru toți și era cumva utopic. Însă, de ce ne aflăm astăzi în direct și mulțumesc pentru invitația făcută? Cu drag. Ne aflăm din cauza unor acuzații pe care tatăl meu le-a adus acum în spațiul public. El vine cu astfel de acuzații ca tocmai să-și ascundă greșelile anterioare, datoriile anterioare, efectiv să acopere. Cu ce anume a venit? A venit acum vreo 4 zile și a preluat toată presa de oamenii încă probabil mai considerându-l lucid. A spus că eu aș fi vrut să o incendiez pe mama asta mea. Asta este o altă acuzație extrem de gravă, da, pe care urma să o comentăm cu tine. Da, crezi că tatăl tău a lansat în spațiul public tocmai pentru a le stinge pe cele din spate, pe cele anterioare? Da, el vine cu astfel de lucruri exact din secolul trecut, din anii 80-90, când eu eram încă minor, copil, chiar pune el singur, pune această filmare, ci că acuzatoare, adică vine cu niște vorbe care nu se pupă deloc cu ceea ce aduce ca și chipurile mijloc de probă, ulterior șterge postarea, presa normal că l-a taxat și foarte bine a făcut, au și preluat filmulețul respectiv și declarațiile lui. Și-a dat seama că a făcut o greșeală, spui tu, nu? Păi el așa face permanent, nu e prima dată când acuză, după care fuge. Noi, Călin, am încercat să luăm, scuză-mă un pic că te întrerup, am încercat să luăm legătura cu tatăl tău, a răspuns, dar a spus că nu vrea să intre niciodată în direct cu tine. Tipic. Deci, Andrei, nu e o manieră nouă. Și aseară am fost în emisiune la Dan Capatos, invitat tot pe acest subiect. Omul acuză, fuge, iar când e vorba să lămurim, fiindcă avem o discuție pe YouTube, oricine poate să intre și să caute după cuvintele Nero Lumânare, exact așa cum se aude, Nero Lumânare, și va vedea o discuție dintre mine și tatăl meu în care chiar el își demontează singur propriile acuzații astea. Da. Alucinant.
Dar de ce, de ce totuși, Călin, eu am o nelămurire, Călin. De ce totuși după o perioadă în care a fost pace între voi, în care voi ați vorbit și v-ați comportat civilizat, a răbuvnit iarăși chestia asta? De ce crezi că face lucrul acesta? Andrei, să știi că eu permanent mă purtam civilizat, chiar și când ei făceau la TV ce scandal mediatic ai văzut că făceau la TV, eu fiind nevoi mereu să răspund. Subliniez acest lucru. Eu cu nimeni, iar tu mă știi de mulți ani, nu am avut niciodată vreun scandal cu vreo persoană, măcar. Nu e ciudat că numai părinții mei vin și orchestrează astfel de abordări scandaloase? Nu e ciudat. Nimeni. Am interacționat cu sute de oameni numai la Dansez pentru Tine. Călin, dar așa în viața de zi cu zi, dacă încerci să-l suni, îți ofer o explicație, așa ați încercat să aveți o discuție departe de ochii și de urechile presei. Natalia, îți știi răspunde? Care este procedura lui? Și postarea asta încă este publică. Mă mir că n-a șters-o. El când se știe dator cuiva, și nu numai în raport cu mine, am pus o înregistrare chiar când îl numește hoț și mârșav, pe renumitul scriitor și jurnalist Carol Roman, om care l-a ajutat în organizarea singurului lui spectacol de anvergură, cel din 2013, de la Sala Palatului, și când are ceva datorie față de cineva, spune chiar el singur acolo pe înregistrare, nu mai răspunde la telefon. Ca să revin la întrebarea ta punctual, a postat acum pe Facebook, când normal e vorba despre acele datorii pe care refuză să le returneze, spune că eu nu mai exist pentru el. Adică, exact profilul omului care merge la restaurant, să zicem, mănâncă pe îndestulate, ciorbă, felul 2, desert, bea 2 cafele, iar la final, ca să se eschiveze de la plata notei... Spune că n-a fost bună mâncare. N-a fost bună mâncarea, dar au fost muște pe aici, pe restaurant. Da, auzi, Călin, el crezi că nu s-a gândit că în momentul în care va face acea postare în care spune că tu ai vrut să-ți incendiezi mama, că va naște iarăși un scandal și va veni iarăși un tăvălug împotriva lui? Se pare că nu mai e rațional pe acest palier. Îmi pare foarte rău că face astfel de lucruri, mai ales că nu vine ulterior în mod decent cu niște dezmințiri. Dom'le, am greșit. Dar el este ăla perfect, el e tipul ăla de dictator perfect, care niciodată nu-și cere scuze, nu-și remediază greșeli, ba mai mult, că de la asta a pornit acum câțiva ani nedumerirea mea și dezamăgirea mea în raport cu el, când mi-a spus că el nu este în stare să-și ceară scuze față de niște durități gratuite pe care mi le-a aplicat când eram mai mic. Zic, omule, tu în general mi-ai făcut o copilărie foarte mișto. Nu mișto, foarte mișto. Vreau doar să-ți întind mâna spre a avea tu, practic, șansa izbăvirii tale sufletești printr-un gest minim de demnitate prin care doar să-ți ceri scuze, dar te văd sincer, că o faci în mod sincer. Răspunsul lui. Și l-a făcut public. Niciodată un părinte nu-și cere scuze copilului, iar asta ar crea un precedent periculos prin care va genera un cumul de procese între părinți și copii. Călin, referitor la acești bani despre care tu vorbești și pe care tatăl tău ți-ar datora, au existat și anumite declarații pe care tatăl tău le-a făcut în spațiul public și aș vrea să citesc un scurt paragraf al declarațiilor dânsului. Da, îmi cer scuze că am intrat în jocul lui, trebuie să mă înțelegeți, minciunile pe care le tot scrie acolo ar trebui totuși să le explic, începând chiar cu explicații vis-a-vis de plata de la acest show de televiziune la care ați participat. Acela a fost și motivul ruperii totale dintre noi în septembrie 2020. Ai vreo dovadă că mi-ai dat bani? Ți-am semnat undeva, prevalându-se de faptul că eu i-am dat bani fără să-l pun să semneze. Cum să-mi pun copilul să-mi semneze? Probabil că am gândit greșit. Continui. Când am auzit ce îmi spune, m-am luat pur și simplu amețeala. Se întâmpla la noi acasă după ce ne întorseserăm toți patru de la ștrand unde petrecuserăm o zi minunată. I-am spus să plece zicându-i, din acest moment nu mai existi pentru mine. Mi-am dat seama că nu mai are niciun dram de onoare. A fost momentul care a întrerupt așa zisa mare împăcare de anul trecut. Vă voi asculta și n-am să mai comentez nimic.
Călin, ăștia sunt banii pe care tu îi ceri de la acel concurs sau mai sunt și alți bani în joc? Exact, mai sunt și alți bani. Foarte bine ai punctat. În primul rând, la acel concurs, acea emisiune care a durat timp de 7 ani, eu sunt singurul pe toate statele de plată existente care nu figurez ca fiind plătit. Deci nu e vorba că el trebuia să facă un contract cu mine, să-mi dea banii în baza unui contract. Eu nu sunt plătit din partea emisiei. Dar există vreodată discuții în care tatăl tău îți spunea, uite, o să-ți plătesc în tranșe, în rate, încerc, fac tot posibilul, sau s-a dezis complet de acești bani, considerându-i o datorie imaginară pe care o are vis-a-vis de tine? Păi unde-i datorie imaginară, fiindcă tu lucrezi în televiziune? Noi lucrăm în televiziune. Din 95 lucrez în televiziune. Se fac, nu știu, 27-26 de ani. Mulți înainte, da. Lucrăm în televiziune, avem un contract în baza căruia activăm, nu? De ce eu eram singurul care nu aveam acest contract? Tatăl tău a spus că el lua banii toți și ție îți dădea, dar nu te punea să semnezi. Cam asta a fost explicația dânsului. Nu se poate așa, fiindcă intervenim pe drepturi de autor, credidam, intervenim pe alte chestiuni. Și de o sumă mare de bani până la urmă, nu era vorba așa de un comision. Sigur, el avea obligația legală să facă un contract cu mine și cu toți cei prezenți. Iar apropo de pretinsa lui inexistența mea în viața lui din 2020, țin să-i amintesc că iar nu mai este limpede în gândire. Anul ăsta de Paște, în 2021, atât cu prietena mea, Angie, cât și cu copilul și cu încă un prieten al nostru mai mic, i-am vizitat de Paște, la masa de Paște, unde erau încă vreo 15-20 de prieteni de familie. Deci nu leagă una cu alta omul. Deci iată că voi ați avut un an frumos în care v-ați înțeles ok, v-ați vizitat. Acum nu știu cât de apropiat ați fost, dar până la urmă să mergi de Paște la familia ta mi se pare un lucru frumos și de apropiere, nu? E absolut normal. Da. Mai grav este că el oscilează între astfel de momente normale cu astfel de acuzații care n-au niciun fel de fond, cu incendii, cu dalea. Incendiile sunt numai în mintea lui Nero, atâta tot. Nu a existat nimic. Atunci, Călin, ce bani ai cerut? Și de ce a venit momentul ăsta să-i cer banii? Câți bani sunt? E o sumă mare? Mi-ai spus că e o sumă cu 5 zerouri. Poate fi și 100 de mii, poate fi și 200 de mii, nu? No, depășește undeva peste 100 de mii de euro. Peste 100 de mii de euro. Că nu sunt numai banii de la emisiunea Dansez pentru tine. El nu și-a achitat datoriile legate de munca mea în studio din anii 1992 până în 2014. Deci pe lângă banii de la acea emisiune, pe lângă banii de la producția ta și la ceea ce făceai în studio, mai sunt și facturile acelea la curentul electric, nu? Pentru care a pierdut și în instanță, fiindcă cu instanța nu i-a mers cu vrăjelile cum îi merge cu mine și acolo a fost obligată instanță să își achite datoriile. Bine, aici dânsul spune că le-a plătit, fac o scurtă paranteză. Da, le-a plătit după ce a pierdut procesul, ca să vezi maniera, știi? Uh-huh. și în prezent are încă 323 de lei de plată, fiindcă aplicația o pot vizualiza oricând și văd sumele respective. Călin, te-ai gândit vreodată să treci la uitați acești bani, nu știu, să-l ierți pe tatăl tău pentru faptul că nu ți-a dat acești bani? Bineînțeles că am și făcut-o, Natalia, bineînțeles, și oameni buni, bineînțeles că eu l-am iertat dinainte ca el să facă astfel de gesturi urâte și infame care efectiv descalifică orice părinte, orice om, nu numai părinte. Și atunci, Călin, de ce din nou discuția despre bani? De ce s-a aprins iarăși flacăra asta? Fiindcă doar dacă se atinge cumva tangențial subiectul unor datorii, așa, tangențial, vorbim, băi, nu știu ce, se inflamează și efectiv ne dă afară din casă. Probabil că dânsul simte Doamne, stai un pic, ai fost dat afară din casă vreodată când ai fost la dânsul în vizită? Păi da, povestește chiar el pe postarea asta a lui. Acum, recent, când s-a discutat despre acești bani, ne-a dat afară. Eram și eu și copilul. Împreună ne-a dat afară din casă. Dar nu numai pe noi ne dă afară. El și-a dat afară din casă prieteni, nași, fiini, și pe Angie, când eram prin 2013, pe motiv că îi ceream să nu mai înjure de față cu copilul. Copilul avea 5 ani. Și ne-a zis că dacă nu ne convine cum se vorbește la ei în casă, ne-a dat afară. În ianuarie era mare frig afară, ne-a scos afară din casă. Doamne. Ce să fac? Așa a procedat cu prieteni încă de prin anii aia
foarte intensi anii 90, când era cu Vadimuri, cu Dalea, omul are alte de porniri. Uneori însă se poartă admirabil. Iar pentru lucrurile alea cu toții îl iubim și îi iertăm aceste derapaje. Apropo de, de aceste datorii, Călin, scuză-mă că te întrerup. Spune-mi, te-ai gândit cumva să acționezi în instanță ca să îți poți recupera acești bani? Nu știu, adică bănuiesc că e o sumă importantă pentru tine și cred că e o sumă importantă pentru oricine din România asta. Având în vedere, o sumă importantă pentru oricine din orice țară, nu numai din România. Așa este. Având în vedere că el recunoaște... Chiar și pe YouTube este și acest episod în care noi discutăm despre datoriile pe care le are la mine pentru munca depusă de mine în studioul meu pentru el și trupa lui din 92 până în 2014, și ca să eludeze cumva și să scape de răspundere, îi numește pe colegii lui de trupă, îmi pare rău, este dur, dar e jignirea lui, nu e a mea, îi numește nesimțiți și specimene, adică de parcă acei oameni ar fi fost de vină că el nu mă plătea pe mine pentru munca mea. Da. Călin, Călin, noi îți mulțumim foarte mult pentru intervenția din această după-amiază. Sperăm ca toate lucrurile să se liniștească, Doamne, în viața voastră și fie ca dacă există acești bani, tu să-ți iei înapoi și să vă liniștiți. Îmi pare rău că iară s-a aprins această flacără a scandalului și sunt convins că la un moment dat vă veți înțelege. Mai mult decât banii, eu îmi doresc frumoasa și firească relaționare de familie. Fiindcă de bani, ok, avem cu toții nevoie. Nu-i cer pe toți deodată să spui că... Dar vrei liniștea aceea familiară, să vă vizitați, exact, să fiți liniștiți, să nu vă mai bănăcăriți pe la televizoare. Să înceteze ieri cu astfel de acuze, fiindcă după cum observați, eu nu acuz pe nimeni, ci doar vin și sunt nevoit, din păcate, să răspund și să te aperi într-un fel de acuzații apocaliptice, incendii și alte... Da, să te aperi într-un fel. Călin, îți mulțumim încă o dată și dorim o după-amiază minunată, o seară frumoasă și fie să fie liniște așa cum îți dorești tu. Și vouă, cu mult bine. Doamne ajută. Mulțumim tare mult pentru aceste declarații.